doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Eu sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată titlurile. Energocom a procurat gază pentru stocare, valorificând împrumutul de 300 de milioane de euro acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Responsabilii spun că sunt zile în care achizițiile depășesc volumele consumate în dreapta Nistrului, astfel reușindu-se și suplinirea stocurilor păstrate în România și Ucraina. Autoritățile de la Chișinău identifică restanțele pe care le are Republica Moldova la capitolele de aderare la Uniunea Europeană. Afirmația a fost făcută de șeful diplomației moldovenești, Nicu Popescu. Ceremonia de detașare a celui de-al 18-lea contingent al Armatei Naționale în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo a avut loc astăzi la Ministerul Apărării. 41 de militari vor participa în operațiunea condusă de NATO. Drumul acoperit de polei le-a dat mari bătăi de cap șoferilor. Mai multe ambulanțe și mașini au fost ajutate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore, după ce au rămas blocate pe trasee. Primul caz în care a fost necesară intervenția angajaților IGSU a avut loc în raionul Șoldenești. Ambulanța a rămas blocată din cauza poleiului pe traseu în timp ce se îndrepta spre pacient. La fața locului au intervenit salvatorii care au reușit să acorde asistența necesară și să aducă pacientul către ambulanță, care ulterior și-a continuat drumul spre spital. Alte două situații în care au fost tractate ambulanțele s-au înregistrat la Hâncești, dar și în raionul Florești. De intervenția pompierilor a fost nevoie și în localitatea Băcioi, municipiul Chișinău, în urma unui accident de circulație. În acest context, în condiții de iarnă cu temperaturi oscilante care duc la formarea poleiului și gheții pe traseu, salvatorii îndeamnă conducătorii auto să conducă cu maximă prudență și să-și echipeze corespunzător mijloacele de transport. Fiecare șofer de autovehicul trebuie să-și echipeze mașina cu cauciucuri de iarnă și să dețină în portbagaj lanțuri și nisip, iar în situații de risc să apeleze serviciul 112. Energocom a procurat gaze pentru stocare, valorificând împrumutul de 300 de milioane de euro acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Sursele au fost epuizate în data de 10 decembrie. Din motive de securitate, autoritățile nu divulgă mărimea stocurilor de gaze, dar responsabilii spun că sunt zile în care achizițiile depășesc volumele consumate în dreapta Nistrului, astfel reușindu-se și suplinirea stocurilor păstrate în România și Ucraina. De această sumă de bani a fost procurată cantitatea necesară de gaz, toată suma a fost valorificată procurând gaze naturale care au fost stocate în depozite din Ucraina și din România. Și acum, la ora actuală, noi avem certitudine că vom depăși această iarnă cu cantitatea care este depozitată. Prim-ministra Natalia Gavrilița a anunțat că va cere reprezentanților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să publice contractul de furnizare a energiei electrice semnat de Energocom și centrala termoelectrică de la Cuciurgan cu hașurarea acelor părți care sunt considerate secret comercial. Directorul Energocom susține că nimic nou nu a apărut în ultimul document semnat. Deci, contractul semnat între Energocom și Cămbrăiesc din luna decembrie și în luna ianuarie este același contract cadru care a fost semnat în luna noiembrie sau toată vara cât am procurat energie de la Mgres. Deci nu au fost modificate nici o clauză din acest contract. Toate clauzele sunt identice, responsabilități suplimentare pentru acest contract nu sunt, obligațiuni la fel nu sunt. În 3 decembrie, România a livrat primul milion de metri cub de gaze către Republica Moldova prin gazoductul Iași-Ungheni. A fost primul transport de gaze prin această rută alternativă care ar putea să asigure independența energetică a Moldovei. Vom livra prin acest gazoduct, cred că începând cu data de 17 ianuarie. Avem o cantități procurate și le vom livra în această perioadă. Dar vă pot spune că datorită fluxul care din Transbalcanic, noi am pus în aplicare și a valorificat acest gazoduct, care o bună perioadă de timp el a stagnat, a așteptat ca noi să avem careva acțiuni. La începutul lunii decembrie s-a ajuns la un consens între Chișinău și așa zisele autorități de la Tiraspol în privința asigurării securității energetice a celor două maluri. În urma negocierilor s-a decis că Moldova Gaz oferă regiunii transnistrene toate cele 5,7 milioane de metri cub de gaz pe zi livrate de Gazprom pentru întreaga Republică Moldova. În schimb, Chișinăul a obținut un contract avantajos de achiziție a energiei electrice de la centrala de la Cuciurgan la un preț de 73 de dolari per megawatt. Discrepanțele financiare identificate în facturile la gazele naturale vor fi recalculate și ajustate pe parcursul perioadei rece a anului, fiind reflectate ca avans în următoarele facturi de plată. Anunțul a fost făcut de Moldova Gaz, care informează despre finalizarea procesului de emitere și distribuirea facturilor de plată pentru luna decembrie. Potrivit furnizorului, cazurile identificate de neconcordanța gradului de vulnerabilitate socială pentru unii consumatori urmează să fie ajustate în comun cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cooperarea modificărilor corespunzătoare în baza de date.
Facturile au ajuns o adevărată povară pentru cei mai mulți dintre moldoveni. În această iarnă, o bună parte din bugetul familiei se duce pentru achitarea serviciilor comunale. Majoritatea așteaptă cu nerăbdare să vină facturile și să vadă de ce compensații beneficiază. Eu folosesc uneori 4 cuburi de apă, 5, plătesc vreo 40-50 de lei pe apă. Pentru mine e normal. O pensie se duce pe toate comunalele la noi. Понимаете, я не считал, но намного больше, чем было. Сейчас звездные идут цены. Если так будет продолжаться, я не знаю. Să vă spun ca pensionar, eu dacă achit comunalele, dacă achit TED, pensia e foarte mică, e mizerabilă, chiar cu dotația care doamna președinte ne-l-a dat, eu rămân flămândă. Заводу, честно, не помню, но немножко дешевле, чем было в прошлом году. А по оплате? Как будет в этом месяце, я не знаю. Но в прошлом году было дешевле по всем фронтам. А я сингур, я не кельтуюсь бань. Deși ești cum merge apa, așa scurgă. Cum o curs, așa se scurgă. Dar totuși a scurpit apa. Și asta nu vă deranjează. Nu. Eu mă băiesc la lucru și nu ud, nu am. Și un cub, dacă cheltui pe 3-4 luni, ne ajunge. Мне трудно сказать много, по крайней мере, в 3 раза больше, чем в прошлом году. Как вы считаете, вот подорожение воды скажется на вашем бюджете? Конечно, сказывается. Вреу, меньше мать и дову. Пенсуат. Газу, апа, лумина, кромкорзыря есть. То меньше мать, да и кам скумп. Я могу сосрать телевизор, да. Ну и буду треба. Серы, и келтой мут. И да, экономист, да, мой нормал. У обни требуется экономист. Сандем амандой, да, и инвалид. Avem câte 2000 pensie. Și atât. Și cât cheltuiți pentru întreținere? Dăm pentru întreținere apartamentului în total, dăm tot pensia. 2000 dăm comunale, restul pânică, unde nu ne mai ajunge. Am ușă-ți spun. Lemnile să mele fără bani, le am din fundul grădinii, să-l câni. Lunina am de la soare, am baterii solare, apa am arteziană, sănătate numai să am de. Restul nu-mi trebuie nimic. Procesul de elaborare, calculare și aprobare a tarifelor la serviciile publice de gestionare a deșeurilor va fi eficientizat. Metodologia care stabilește noile reguli în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Documentul reglementează modul de calculare a tarifelor la serviciile publice de gestionare a deșeurilor municipale în corespundere cu cheltuielile reale ale prestatorilor. În același timp, va fi asigurată o marjă de rentabilitate pentru operatori. La ora actuală, tariful pentru serviciul de salubrizare este stabilit de administrația publică locală și respectiv oscilează de la o regiune la alta. Potrivit noii metodologii, urmează uniformizarea tarifelor pentru categorii de consumatori comparabile din punct de vedere al cheltuielilor suportate pentru prestarea serviciului respectiv către aceștia. Noua metodologie a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. În următoarele 6 luni, autoritățile responsabile urmează să aprobe tarifele la serviciile publice de gestionare a deșeurilor în conformitate cu noile reglementări. Informațiile despre circulația transportului rutier local, municipal, raional, interraional și internațional va putea fi accesată online. O decizie în acest sens a fost aprobată de executiv. Astfel va fi instituit registrul rutelor în sistemul informațional e-autorizație transport, care, pe lângă informațiile despre rutele incluse în programele de transport, va conține și date despre operatorii de transport. De asemenea, va fi reglementat modul de înregistrare a datelor, structura registrului și informațiile despre rută, graficul de circulație, regimul de deservire, datele despre stațiile publice. Noul sistem informațional urmează să fie disponibil până la finele anului. Totodată vor fi create premisele pentru implementarea biletului electronic la transportul rutier de persoane prin servicii regulate. În cadrul guvernării există discuții în contradictoriu pe anumite subiecte, printre acestea se numără politica fiscală, precum și unele programe bugetare. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Natalia Gavrilița în cadrul emisiunii Puncte de reflecție de la Vocea Basarabiei. Oficialul susține că remanierile guvernamentale sunt un lucru normal într-un stat democratic.
Mai mult, șeful executivului spune că se depun eforturi pentru a majora salariile tuturor angajaților din sectorul bugetar, iar prin majorarea salariilor miniștrilor este corectat un populism. Eu cred în salarii decente și voi continua să depun eforturi pentru ca să creștem salariile în sectorul public, în primul rând, dar și să ne asigurăm că crește productivitatea muncii și cresc salariile în întreaga economie. Acum vom corecta o greșeală, un populism, dacă vreți, care a existat anterior, unde miniștrii primeau salarii mult mai mici deja decât secretarii de stat sau șefii de direcție. Totodată, premierul a recunoscut că există divergențe de opinie în echipa guvernamentală, însă susține că acest lucru este o normalitate într-un stat democratic, pentru că doar astfel sunt adoptate cele mai bune decizii. Că avem discuții dificile? Da. Că uneori nu cădem de acord asupra unor decizii sau unor politici sau unor acte normative. Da, trebuie să ajungem la un consens. Nu toți suntem la fel. Unii vor o protecție socială mai mare, alții vor mai multe decizii pentru business. Dar toate aceste discuții sunt sănătoase ca într-o democrație veritabilă și sunt depășite într-un mod profesionist și matur. Vorbind despre procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, Natalia Gavrilița susține că se fac pași semnificativi pentru a grăbi reformele. Ne grăbim să nu pierdem oportunitățile istorice care fac posibilă accelerarea integrării europene și în același timp ne asigurăm că tot ce spunem că trebuie de făcut, să facem în realitate. Să se întâmple, să vadă cetățeanul. Referindu-se la dosarul energetic, Gavrilița spune că moldovenii sunt aprovizionați doar din rezervele strategice ale statului, iar neachitarea gazului de către Tiraspol este o problemă între Transnistria și Gazprom, menționând că această datorie nu poate fi pusă pe umerii cetățenilor din dreapta Nistrului. În această săptămână s-au făcut remanieri în cabinetul de miniștri, iar în locul lui Marcel Spătar a venit Alexei Buzu la șefia Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Șefa statului Maia Sandu și prim-ministra Natalia Gavrilița și-au exprimat speranța că noul membru al cabinetului de miniștri va reuși să continue reformele începute și va acorda o atenție deosebită contracarării fraudelor în ceea ce privește acordarea beneficiilor sociale către cetățeni. Vocea Basarabia a întrebat oamenii întâlniți în stradă ce așteptări au de la proaspătul ministru al muncii. Nu-l cunosc deloc. Pe Marcel Spătar îl cunoșteam, dar multe are de făcut. Și locuri de muncă, și infrastructura. Trebuie să reușească. Trebuie. Noi sperăm că totul o să fie bine. Ce poate să fac pentru oameni? Lucru în primul rând să dai deschide zavoare, deschide fabricile și la pensionare să ridici pensie. Eu înțeleg că nu-i de unde. Ну, новый министр должен, во-первых, подойти ответственно к своей должности, потому что это очень серьезно. Я надеюсь, например, что вопросы безработицы решатся, будут рабочие места новые. Вот, там, может быть, подумают о зарплатах, о пересмотре зарплат людям, потому что в свете теперешнего финансового положения, конечно, людям очень тяжело. Парик играл. Я был спотар. Ну, победен, думаю, кому результаты. Уйма время этой ситуации. Откуда мы знаем этого человека? Абсолютно не знаю ничего. Тот что-то для пенсионеров сделал. Немножко хорошо. А этого человека не знаю. И люди ждут только, чтобы было хорошо, чтобы с пенсиями решили всяких нам добавок давали пенсионерам, потому что пенсии маленькие, 2000 лей пенсия, это никуда. Multe aș vrea, dar cred că n-au posibilitate și nici ei. Și e greu peste tot locul, și nu numai la noi în Moldova, dar peste tot e greu. Все новое начинается, как в театре с вешалки. То есть, что повешает новый министр себе в программе, то, чтобы исполнялось. Естественно, чтобы помощь была от премьер-министр Домна Гаврилицы, чтобы не подвел народ, чтобы для них этим вопросом озадачился. Очень интересно, что у тебя есть фи урматору министру, дар
Îmi pare rău, din câte am înțeles, era o persoană competentă în domeniu. Nu știu, așteptările sunt că va fi mai bine. Sistemul e destul de complicat în Republica Moldova. Trebuie de luat, să spunem, în considerație necesitățile, în primul rând, a oamenilor și după de a gândi o politică, să spunem, fiindcă majoritatea se orientează la ceea cum este în alte țări, dar totuși suntem o țară specifică. Alexei Buzu este specialist în managementul politicilor publice și al organizațiilor non-profit și director executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Pe parcursul activității sale a oferit suport mai multor ministere în procesul de elaborare a politicilor publice sectoriale, a participat la inițiative de consolidare a proceselor de management al rezultatelor, aplicarea sistemelor de măsurare a performanțelor, promovarea bunei guvernări și a egalității de gen. De asemenea, a fost consultant și lider de echipă pentru mai multe organizații internaționale în domenii precum piața muncii, dezvoltare economică, asistență socială, demografie, migrație, educație, sănătate, apă și sanitație. Statutul de țară candidat vine la pachet cu niște condiționalități importante și complexe. Unele condiții, cum ar fi dezoligarhizarea țării, nu pot fi realizate într-un singur an. Aceste puncte necesită reforme ample și consolidarea instituțiilor, necesară fiind și identificarea resurselor financiare pentru a remunera oamenii care vor lucra în cadrul ministerelor și instituțiilor publice responsabile de implementarea reformelor. Raportul detaliat al Comisiei Europene cu privire la Republica Moldova și reușitele înregistrate va apărea aproximativ în luna octombrie a acestui an. Următorii pași ce trebuie întreprinși pentru a plasa Republica Moldova în fața unei perspective realiste de aderare la UE depinde de acțiunile autorităților și de contextul regional. Extrem de importantă este determinarea și voința guvernărilor, deoarece este clar că unele cerințe necesită câțiva ani pentru a fi realizate, ceea ce presupune guverne succesive, susține ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău. This new year we have met in a completely new context, different from the year before. One year ago, we would have been discussing things on the progress of Moldova as an associated country. Now we are discussing things where Moldova needs to move as a candidate country for EU membership. And as a candidate country, Moldova is facing a very challenging and demanding task of EU integration. The first step for this is setting up the proper internal coordination structure, which allows for well-organized distribution of tasks. În vara aceasta, Republica Moldova va trebui să prezinte un raport cu privire la îndeplinirea condițiilor propuse de Comisia Europeană la acordarea statutului de țară candidat al UE. Suntem deja priviți altfel, suntem deja priviți ca un viitor stat al Uniunii Europene, noi deja simțim asta în dialogul nostru, în calitate de dialogul nostru cu Uniunea Europeană. Suntem într-un an și complicat, dar și cu foarte multe ferestre de oportunități deschise pentru țara noastră, pe care noi toți împreună vom încerca să le utilizăm în beneficiu țării, în beneficiu cetățeanului. Am avut de îndeplinit până în decembrie anului 22, avem două treimi îndeplinite și câteva mai complexe urmează să le finalizăm în ianuarie-februarie, dar mai avem și unde măsuri pe anul 23. Aici va fi nevoie de o accelerare, dar mergem destul de intens. Cancelaria de stat este responsabilă de subiectele care ține de domeniul funcției publice, de reforma administrației publice, planificarea strategică sau modul în care se realizează procedura de compatibilitate cu legislația UE. Este necesară și o raportare constantă a situației. Oficialii spun că nu este vorba doar de avansarea pe cele 9 domenii menționate de comisie, ci de pregătirea în ansamblu a statului pentru aderarea la UE. Uniunea Europeană oferă instrumente noi de sprijin pentru Republica Moldova, iar mult va depinde de modul în care acestea vor fi aplicate de către autorități. Toate acestea, la nivel central, în special la nivelul Cancelariei de Stat, capacitatea de a ne asigura că ceea ce se votează, se ia ca angajament, este transpus în practică. Pentru acest lucru s-au făcut câteva pași esențiali deja la acest moment, deci perioada anului 2022 din toamnă a fost o perioadă dedicată intens pe lângă implementarea celor 9 măsuri, fortificării capacităților, care de fapt este și ea una din măsurile din acele 9, și în mod special toate ministerele trec pentru un proces de reformare care presupune fortificarea capacităților pe integrare europeană. În majoritatea instituțiilor vor apărea consilierea miniștrilor responsabili de integrare europeană,
secretari generali adjuncți responsabili de integrare europeană și s-au fortificat direcțiile de monitorizare a politicilor, care de fapt trebuie să devină centrul procesului de coordonare în interiorul Ministerului de Armonizare și Implementare a Legislației Europene. La această etapă, 8 din 13 instituții deja au finalizat acest proces și urmează să demareze concursurile pentru angajarea personalului nou. Parlamentul are un rol esențial în ceea ce ține de exercitarea controlului parlamentar și în a asigura că legislația pe care o adoptă, de fapt, este euroconformă cu legislația Uniunii Europene. Și cel mai important, Parlamentul trebuie să conștientizeze că eforturile guvernului și legislația dată în Parlament nu trebuie să devieze, de fapt, de la legislația și standardele Uniunii Europene. Cele nouă condiții se referă la reforma justiției, lupta împotriva corupției și crimei organizate, crearea unui cadru legislativ pentru restituirea bunurilor furate în cadrul furtului 1 miliard, reforma administrației publice, sistemul de achiziții publice, implicarea societății civile în procesul decizional și protecția drepturilor omului. Exportul de prune în Germania s-a majorat considerabil în ultimii ani. Din 2017 și până în 2022, exportul de prune crescut în Moldova s-a majorat de la 220 de tone la circa 5.500 de tone. Conform datelor Agenției de Informare a Pieței Agricole din Germania, prunele moldovenești reprezintă acum 30-40% din totalul de prune importate de către statul german. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că relațiile comerciale dintre producătorii moldoveni și importatorii germani au fost stabilite cu ajutorul proiectelor USAID, fiind susținute inițiativele agricultorilor de a se alinia la cerințele importatorilor europeni și de a deveni competitiv pe piața din vest. În urma deciziei Uniunii Europene, începând cu luna iulie anului trecut, Republica Moldova și-a dublat pentru o perioadă de un an cotele de export pe piața comunitară pentru 7 produse agricole: roșii, usturoi, mere, cireșe, prune, struguri de masă și suc de struguri. Femeile care vor lucra în perioada concediului de maternitate vor primi atât salariu cât și indemnizație. Decretul de promulgare a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la 1 martie. Documentul urmărește îmbunătățirea ratei de participare a femeilor și reducerea poverii muncii neremunerate sau cu remunerare în plic asupra femeilor însărcinate care continuă să lucreze chiar și în concediul de maternitate. În prezent, pentru perioada concediului de maternitate, care se suprapune cu perioada în care femeia desfășoară activitate de muncă, se achită doar salariul, nu și indemnizația. Ceremonia de detașare a celui de-al 18-lea contingent al Armatei Naționale în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo s-a desfășurat astăzi la Ministerul Apărării. 41 de militari vor participa în operațiunea condusă de NATO. Este o dovadă a angajamentului continuu al Moldovei la pacea și securitatea internațională. Este totodată o oportunitate pentru Armata Națională de a-și consolida capacitățile de apărare și de a-și crește cooperarea cu alte națiuni. Pentru noi, cei 41 de militari selectați să participăm în misiunea KFOR este o onoare, dar și o responsabilitate. Să reprezentăm Armata Națională și Republica Moldova în misiunea din Kosovo, acolo unde peste 20 de națiuni contribuie la stabilizarea și menținerea păcii în regiune. Testările prin care am trecut împreună cu camarazii mei la diferite poligoane din țară și de peste hotare, inclusiv în Germania, au fost destul de riguroase. Astfel încât cei mai buni militari, profesioniști, au reușit să obțină calificativele necesare care să întrunească cerințele specifice unei asemenea misiuni. Contribuția Moldovei la menținerea păcii și securității internaționale, de la Balcanii de Vest până la Orientul Mijlociu, este de o importanță extraordinară la scară globală. O țară neutră nu este o țară demilitarizată. Multe alte țări neutre, precum Moldova, sunt dotate cu forțe armate motivate și capabile, care asigură o contribuție importantă la misiunile multinaționale ale ONU, NATO și UE, în interesul lor
tuturor națiunilor iubitoare de pace. Ambasadorul SUA în Republica Moldova a subliniat că cel de-al 18-lea contingent detașat de Kosovo este o dovadă că Armata Națională este o forță capabilă pe care pot conta alte națiuni contribuind la pacea internațională. Dumneavoastră, cei 41 de militari care veți pleca mâine dimineață în misiune, aveți onoarea de a reprezenta Armata Moldovei în străinătate. Veți demonstra abilitățile, profesionalismul și dedicația așteptate de la fiecare militar. Experiența pe care o veți obține va îmbunătăți capacitatea țarei de a-și apăra neutralitatea în timp ce Moldova se confruntă cu provocare care amenință pacea și stabilitatea în regiune. Ministrul Apărării Anatolie Nosatâi a declarat că cei 41 de militari pe care îi detașează Republica Moldova în operațiunea de menținere a păcii din Kosovo sunt pregătiți conform cerințelor internaționale și vor coopera cu armatele statelor partenere, asigurând pacea și securitatea în regiunea balcanică. Cunosc că ați trecut toți prin o instruire foarte complicată, ați dat dovadă de profesionalism, ați trecut toate testele și sunteți apt pentru îndeplinirea misiunilor. Eu sunt sigur că dumneavoastră, ca și ceilalți colegi ai dumneavoastră, care pe parcursul a anilor, începând din 2014, au reprezentat Republica Moldova în cadrul misiunii multinaționale în Kosovo, veți îndeplini cu succes misiunea. Operațiunea de menținere a păcii este condusă de Alianța Nord-Atlantică. Mandatul militarilor durează 6 luni. Cinismul nu are limit în Rusia. Un copil de 6 ani rămas orfan de tată după ce bărbatul și-a pierdut viața pe frontul din Ucraina a fost invitat pentru așa numită consolare la Ministerul Rus de Interne. A primit un smartwatch și o mașinuță în fața camerelor de luat vedere ale televiziunii principale din Rusia. Momentul a fost prezentat în jurnalele de știri ca fiind un vis devenit realitate. Tatăl lui Saveli, băiețelul în vârstă de 6 ani, a fost ucis în Ucraina, dar acum poliția i-a oferit un ceas inteligent și un tur al secției lor. Generalul de poliție Alexandru Arapov i-a spus lui Saveli că cel mai important este să credem în visurile noastre. Ти знаєш, що мечти завжди збуваються. Головне, що робити? Головне це вірити, так? Ти ж вірив. Ти бачиш, мечти збуваються. Cel mai tragic este că atunci când a fost întrebat ce și-ar dori să devină când va fi mai mare, micuțul a spus: voină. Mama băiatului, care pare extrem de încântată pe tot parcursul momentului, a declarat reporterului televiziunii Rosia Adin că este o surpriză foarte mare și că este foarte fericită. Не ожидали на самом деле. Это для нас большой сюрприз в первую очередь. Для Савелия, спасибо, мы очень рады. Între timp, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării al Federației Ruse, Igor Konoshenkov, a declarat într-un video că în urma bătăliilor recente duse în Soledar, forțele ruse au distrus mai multe unități de tehnică militară ucrainene, printre care și 4 vehicule Bradley de producție americană. Боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты. Ceea ce a uitat sau a omis Konoshenkov este că pe teritoriul Ucrainei nu se află deocamdată astfel de vehicule, acestea urmând să ajungă abia pe 16-17 ianuarie. Scena politică e ca un teatru în care actorii sunt politicienii aleși de noi. Asta au răspuns cetățenii la întrebarea unde e mai mult spectacol, pe scena politică sau pe cea unde joacă actorii piese veritabile. Unii oameni spun că au uitat când au fost ultima dată la teatru, însă cred că actorii din Parlament au mai mult talent. Este adevărat că la teatru mergi cu biletul pentru un singur spectacol și dacă nu-ți mai place, renunți. În politică însă iese că noi ne-am cumpărat abonament pentru 4 ani și suntem impuși să-i suportăm pe cei care joacă tragicomedii, susțin persoanele intervievate. Ultima dată ați fost la teatru? În tinerețe. Shakespeare așa a spus, că toată lumea e teatru. Viața e teatru și noi suntem actori toți. Главный актер. Кто же еще сам? Еще кто? Ой, Гросс. А лучшие актеры – это политики или актеры все-таки? Политики. Потому что они как играют, как актеры. Что хотят, то и делают. Политики. Ультима дата отсвоила театру.
de mulți ani a fost. Eu socot că a fost actor negativ Dodon, Tahotniuc și mulți de ăștia care... Acum mai sunt astfel de actori? Scena politică? Mai sunt, mai sunt. Chiar așa la și Ion Ciobanu, tot e un actor politic. Care e Ion Ciobanu? De la... Primarul capital. În decembrie. Ce piesă ați... La mama, la Luceafărul. Da. Și politicienii, da, cel mai des. Că în Parlament cel mai des fac haz. Deci... Dar cum și joacă ei rolul, dacă spuneți? Cam prost să-l joacă. Dar cine dintre politicieni sunt cei mai importanți actori? Cei mai importanți? Cred că ei s-au dus pe rolul 2 și asta mă bucură foarte mult. Gen Voronin, Dodon. У нас политики сейчас актеры еще лучше, чем сами актеры. Почему? А что, вы не видите, что они вытворяют? А кто из политики самые главные актеры? Ой, все они там. Oamenii mai spun că cei mai buni politicieni sunt și cei mai buni actori, întrucât știu să vândă iluzii, iar unii dintre ei cunosc bine arta populismului. De mult n-am fost să vă spun cinstit. Politicienii? Mm-hmm. Poate și actorii, dar nu cunosc, îmi cer scuze. De ce credeți că politicienii sunt mai buni actori? Sunt mai buni actori, știți, deși fiindcă joacă mult teatru și ei, majoritatea. Это было месяц назад, приблизительно. Любите театр? Очень. Ну, театр, я бы так сказал, театр зрелищный, это, конечно, наверное, парламент. Роль исполняет, конечно, исполняет роль. Политики, да? Да, потому что у них задана цель, есть план, есть... Похоже на то, что там как-то роли все-таки каким-то образом, ну как, смешиваются, и получается такой... Театр импровизации, что ли. Че актер в плак? Ну, прищил. Ну, при визите здесь. Не импарк политчений. Диче. Это так аша субкомпорта, шаш. Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici. Urmăriți în continuare datele meteo. Vocea Basarabiei vă urează un weekend cât mai liniștit alături de cei dragi, iar noi ne revedem săptămâna viitoare la jurnalul orei 13, prezentat de colegul nostru Sandu Scobioală și la principalul buletin de știri la ora 18.30. Toate bune! Weekend vremea se încălzește treptat, astfel că duminică vom avea parte de maxime de până la 6 grade în unele regiuni din sudul țării. Mâine, 14 ianuarie, vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică normală. Vântul va sufla din sud-est, slab la moderat. Minus 3, 0 grade se vor înregistra în partea de nord a țării. În centru vor fi minus 2, 1 grad, iar maximele vor atinge la sud 2 grade Celsius. Temperatura medie în capitală va fi de minus 3 grade pe timp de noapte, iar ziua minus 1. Trecem în regiune. La București, termometrele vor indica 6 grade, la Iași 1 grad, iar la Kiev 0. La Roma vor fi 14 grade, iar la Atena 15. La Paris se vor înregistra 13 grade, Londra și Bruxelles câte 12 grade, la Berlin vor fi 7 grade, iar la Madrid 11 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, așa va arăta vremea potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat.